Bună seara, dragi prieteni din gemeni! Haideți să facem etalarea pentru octombrie, pentru bani și sănătate, pentru dumneavoastră. Haideți să vedem. Moment. Pentru bani, da? Văd că doriți să vă îmbunătățiți cunoștințele, veți avea un proiect la care veți lucra. Învățați ceva ce vă este greu, ceva probe, examene. La munca dumneavoastră, la serviciul dumneavoastră o să aveți ceva examene, ceva investigații, probe, dar va fi cu succes sau ajutați pe cineva. Rezultate bune veți avea. Proiecte ce vi se vor schimba, ce nu le puteți evita. Vă schimbați planurile. Parcă îți scapă ceva și parcă te întorci. Și va trebui să reiei planul și vei merge înapoi pe drumul tău, da? Deci te uiți, planul tău parcă nu poate merge așa cum ți-ai dorit tu sau cum îți dorești. Te vei întoarce și apoi te vei întoarce pe drumul tău, da? Îți scapă din mână un plan, dar rezolvi multe hârtii. Multe, multe semnături pe care o să le dați dumneavoastră. Probabil aveți ceva legat legal, da? Moșteniri sau procese legale care vă vor ieși foarte bine, rezultate foarte bune. Unii își schimbă serviciu, vor începe ceva nou. Văd că trebuie să vă adaptați unor schimbări. Veți face schimbare în afacere, dacă vă gândiți la afacere. Arată că veți cheltui ceva cu transport, ceva pentru o mașină, ceva în legătură cu un transport, sau vă va chema undeva la o nuntă, da? Și nu puteți să spuneți că nu. Deci veți avea o cheltuială sau cu o călătorie, nu puteți spune că nu, sau se rupe ceva la mașină, sau bani ce vă scapă printre degete. Veți fi închiși, fără chef, câteodată veți sta abătuți, sau se mai poate interpreta că doreați să lucrați undeva și parcă nu se dă acel serviciu. Și nu va ieși bine, dar veți începe să lucrați undeva totuși, da? Veți începe să lucrați, dar undeva unde nu te așteptai și tu vei schimba lucrurile, vei schimba unele lucruri și nu te vei lăsa și vei începe undeva în altă parte să lucrezi. Primești bani mai după mijlocul lunii, octombrie, dar trebuie să ai răbdare și vei avea răbdare. Nu va intra o sumă mare de bani, dar ceva bani vor intra. Haideți să vedem pentru sănătate. Voi extrage două cărți din celălalt tarot. Haideți să vedem. Pentru domni și pentru doamne. Pentru domni arată probleme cu inima și pentru doamne arată sistemul genital, da, probleme genitale. Haideți să vă spun mai clar despre problemele cu inima la domni. Arată multă oboseală, lucrați din greu,
Sunteți robust totuși, multă vitalitate, sănătate. Trebuie să vă corectați obiceiurile rele pe care le aveți ca să vă protejați sănătatea. Trebuie să începeți cu mici, de exemplu, astăzi fac asta, mâine nu mai fac asta, da? Și așa încet, încet veți deveni mai sănătos și mai puternic, da? Și vă veți simți mai bine. Doar trebuie să lucrați puțin la obiceiurile dumneavoastră, pe care știți că nu sunt foarte ok. Apoi, la femei arată probleme genitale, poate fi o sarcină, poate fi dacă nu vreți să aveți un copil, trebuie să aveți mare grijă, pentru că este foarte bună fertilitatea acum. Dacă aveți orice probleme de orice tip, trebuie să cereți puncte de vedere de la doi medici și să vă ascultați corpul. Ce îmi spune corpul meu, da? Deci trebuie să vă ascultați corpul. Apoi spune că poate aveți un tratament și va trebui să apelați la un tratament naturist sau homeopatic pentru un regim de sănătate, da? Cam asta v-am spus astăzi pentru gemeni. Vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.